Ciao, îmi place să mănânc aici. Astăzi m-am dus până la KFC și mi-am luat toate sosurile. Și hai să despachetăm șervețele. Mi-am luat și un snack box cu aripioare ca să le am cu ce le mânca. Așa, și aici sosurile. Ăsta e sosul Glen de usturoi. Ketchup-ul. Nu-mi dau seama ce este, cred că pica. Sos picant cu condimente. Da. Ce, încă un sos de Glen? A, de snack box-ul vine cu un sos. Ori mi-a dat din greșeală unul în plus, ori snack box-ul vine cu un sos de usturoi. Ăsta, sos curry. Ok. Ăsta, sos barbecue. Așa. Ăsta e sos sweet imperial, sos dulce acrișor. Bun, și sos de maioneză. Ok. Bun, snack box-ul ăsta mi l-am luat cu 3 aripioare. Ok. Și hai să începem. Începem cu sosul de Glen, că ăsta e cel mai... Iar eu nu știu ce au făcut cu deschizătoarea asta, că abia se rupe. Ăsta știți, toată lumea îl cunoaște. Hai să-l gustăm. Bun, hai să gustăm sosul de ketchup. Miroase destul de ok. Hai să și vedem. Deci sosul ăsta, zici că e un sos de ăsta mai scump care îl găsești în magazine. Are un gust destul de bun. Da? Deci e diferit de majoritatea ketchup-urilor pe care le găsești la noi. Ai impresia că e un fel de sos pentru pizza. Deci nu o să faci pizza cu ea, ci să spui pe pizza. Ar merge, cred că, destul de bine. Bun, hai să încercăm sosul picant. Vedem cât e asta de picant. Deci nu mi se pare foarte picant. Se simte că iute. Dar cred că îl poate mânca aproape toată lumea și și persoanele cărora nu le prea place picantul. Da, deci e destul de ok. Barbecue. Bun, hai să-l vedem și pe ăsta. Wow, deci ăsta e super decent. Ar merge la KFC cu burgeria de la ei. Cu boosterii, cu twisterul, nu știu dacă ar merge, dar cu real burger, holiday burger, boosterul, din punctul meu de vedere, asta merge foarte bine cu alea. Hai să încercăm sosul curry. Opa. Da, deci asta mi-aduce aminte de condimentele alea vegeta, delicat, care nu mi le plac deloc, deci ăsta nu mă prea pasionează. Și sosul dulce acrișor. A, de fapt nu, că mai e unul de maioneză. Ok. Sosul ăsta mi-aduce aminte de sosurile alea dulci asiatice, pe care le găsești de obicei la restaurantele astea cu tăieței, noodles, din alea. Așa mi se pare că e. Și ultimul, sosul de maioneză. Ăsta n-am mâncat niciodată. De fapt, nici astea, majoritatea n-am mâncat niciodată.
gustez că trebuie să-mi torn în gură, că pe bune că nu-mi dau seama ce gustare dacă îl pun pe cartofi. Da, se simte gustul ăla de maioneză, dar nu știu, foarte puțin. Și hai să încercăm și niște aripioare cu sosul de barbecue, să vedem cum merg astea. Să vedem și cu ketchup. Dulce acrișor. Sos picant. Și curry. Hai să-l vedem și pe ăsta. Bun, hai să ne uităm și la prețuri. În total au fost 26 de lei. Fiecare sos 2 lei 50. Snack box-ul 8 lei 50. Și ce să zic despre sosuri? E clar că sosul de Glen e cel mai bun. De-aia e și cel mai cumpărat de la ei. Din punctul meu de vedere, după aia vine sosul de barbecue. Mi-l place mult. După aia nu știu care să zic. Hai să zicem sos dulce acrișor. După aia sos picant. Hai să le și pun așa în ordinea lor. Ăsta, ăsta, ăsta. Sos picant. După aia ketchup-ul. După aia maioneza. Și ultimul ăsta. Șanse mici să-l cumpăr vreodată. Poate, nu știu, dacă peste ani de zile o să înceapă să-mi placă sosul ăsta. Sosul curry. Dar maioneza la fel, nu mă pasionează. Ketchup-ul, armere, iar astea cu fiecare, de exemplu, sosul picant, armere cu chestiile mai picante, sosul dulce acrișor, poate armere, nici nu știu sincer cu ce, iar ăsta barbecue cu toți burgerii de la ei, chiar o să încerc o dată, o să-mi iau un barbecue cu burgeri. Deci, pe final, ce să zic, toate sunt bune, ăsta mai puțin bun, nu-i genul meu de sos, dar dacă sunt oameni cărora le place, asta este, fiecare cu gusturile lui. Da? Toate alunecă pe gât în jos și ne auzim data viitoare.